Ministerul Educației cere Parlamentului modificarea bugetului de stat pentru ca profesorii de la universitățile din Republica Moldova să-și poată primi salariile. Potrivit secretarului de stat Galina Rusu, la bugetul alocat inițial pentru domeniul educației ar mai fi nevoie suplimentar de aproximativ 12%. Se întâmplă la câteva zile după ce rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a declarat că profesorii riscă să nu-și primească lefurile pentru luna mai și panii de concedii. Luna trecută, instituția de învățământ superior și a folosit resursele financiare proprii pentru a acoperi diferențele și la sfârșitul lui aprilie rectorii au cerut premierului Dorin Recean și ministrului educației Dan Perciun rectificarea bugetului pentru educație.